Tocmai am aflat că Bogdan și-a luat mașină. Wow! Ce senzație faină, numai eu simt, nu e mașina mea, dar eu simt senzația, cred că și el. Hai să vedem ce face, că sunt curioasă și sunt curioasă cum arată mașina. Haideți să vedeți. Ce faci, Bibi? Bun! Ia uitați ce mașinuță avem aici! Bun! Stăpânești sănătos și felicitări! Te-am murdărit! Nu e nimic! Îți place? Wow! Deci am rămas fără cuvinte, nu vine să cred ce mașină bombă! Sincer, chiar e bombă! Cam un an de zile pentru ea, ce crezi? Ai muncit pentru mașina asta. Bine, nu pot să arăt și nu pot să stau fric, hai să rămâi în interior. Hai, să vedem interiorul. Hai. Nu mă uitați-vă un pic. Trebuia un pic spălată, dar hai. Da, Bianca, aceasta este mașina, sper că îți place. Este foarte caldă ea, pentru că dacă urcă fete trebuie să le fie cald ca să se despară. Da, am prins, dar eu stau cu coșul pe mine. Glumesc, e frig afară și am făcut căldură în mașină în caz că vreau să fac un live pe TikTok. Cum zice lumea că stau numai dezbrăcat pe live-uri. Dar tu cred că... Deci mașina asta are încălzire în pardoseală, cum s-ar spune? Are încălzire în pardoseală, cum s-ar spune, da? Da, bun. Deci aici ai stat fără tricou. Nu, că abia am luat-o, nici n-am fir, n-am nimic. Dar mai ții minte când ai spus că ai condus dezbrăcat? Trebuie să ne întoarcem să luăm roata, că am luat-o în groapa aia. Da, o să conduc dezbrăcat și în asta, mai mult ca sigur. Deci ai de gând să stai dezbrăcat și mașina asta? Stai că acum am ieșit din parcare, Bianca, trebuie să ne punem centura ca să fim regulamentari, da? Și așa mi-era cald, mai pun și centura, e bine. Mai bine să ajungem în siguranță decât să nu ajungem, vorba aia până la urmă. Mă scuți să mănânc și eu ceva, că n-am mâncat nimic de când mi-am luat mașina asta, n-am mai avut bani de mâncare. Da, păi chiar oricum voiam să spun să mă scuți la o plimbare, că voiam să văd cum merge mașina, dacă se aude bine, motorul e bun. Merge bine, vrei să te sperii un pic? Nu, nu, Sport Displays. Nu, ia, sunt mai multe moduri de condus. Acesta este Sport Plus, de exemplu. Asta nu-mi place. Malore! Cum îl chema pe ăla? Stai un pic, avem... Mă, dar-i fain, mă! Dar de ce ți-ai luat mașina albă, Bogdan? Nu știi că e mai greu de întreținut? Mașina albă că e greu de întreținut? Da, e un pic mai greu. Și dar e mai curată și când inclinează dai impresia că e curat, gen, că e... Păi nu, înăuntru e... Dar eu mă urc, gen, cum să-mi ia... Păi nu... Înăuntru e nude și pe din afară este albă. Mă mai duc și la spălat din când în când, Bianca, asta este. Păi da, dar vezi că e mai dificil. Înseamnă că îți asumi responsabilitatea asta. Ia zi, unde vrei să mergem? Vrei să mâncăm? Păi sincer, vreau și eu să nu duc mașina la service, dacă se poate. A, ca să... Am înțeles. Dacă mă duc să mănânc pe primul de vrei tu... Am și eu de cumpărat niște chestii, dacă totul se... Abia aștept să văd cât o să mă coste plinul la mașina asta, sincer. Dar n-ai făcut până acum plinul? Am luat-o aproape cu plinul făcut, gen, și aștept să mai treacă timp. Și cât preconizezi că fii? Nu știu, e motor de 3000 diesel. Ok. Deci nu cred că ar trebui să consumi chiar așa mult de speriat. Bine, dacă mergi așa... Deci dacă am fi pe autostradă, eu mă întreb... Nu spune așa, că zice lumea că mergi repede și eu chiar nu merg repede. Nu merge repede, dar mă gândesc că... Mă, da, și caii ăștia nu au fost inventați degeaba până la urmă. Cineva trebuie să-i folosească. Dar nu, Bogdan. Care cai, mă? Că eu am 2 cai. Da? Sunt 2 cai, sunt de treabă. 6 cai frumos. Am 2 cai și sunt de treabă, nu e... Ia uite poliția, nu se poate așa ceva. Să trăiți, să trăiți, s-au oprit între ei polițiștii. Oprimar și pe mine. De ce erau frumoși? Erau. O polițistă nu o găsesc și eu acum de când am schimbat mașina. Da, cred că o să te oprească la un moment dat, eu zic sincer. Zici? Da. Ce o să zic, amendă de frumusețe. Da, de unde? Ai vrea, aoleu, aoleu. Aoleu, domnul, da. Dorete, mi-e rău să moară. Și avem și padele, gen. Ce avem? Padele. Ce sunt? Asta e de la volan pentru șoferii de curse. Da, 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 nu știu, la karting. Sincer, deja mi s-a făcut rău. Omul ăsta gândându-i ca un maniac, nu mai vreau. Aoleu, aoleu, aoleu. Dar, Bogdan, asta este mașina visurilor tale sau? Bă, știi cum se spune, că mașina visurilor tale e aia pe care ți-o permiți. Dacă am avut bani să-mi iau pe asta, doar pe asta, înseamnă că asta e acum. Cea mai bună mașină e a ta. Poate mi-ar plăcea și alta mai scumpă, dar dacă încă nu mi-o permit, înseamnă că e... Păi e bine când gândești așa, că muncești pentru mai mult dacă mai vrei. Păi muncești pentru mai mult, dacă o să vezi ceva mai mult, na. Abia aștept să mergi să le arăt al lor mei ce gândiți. Dar tu ai schimbat multe mașini în ultimii ani. În ultimul an am schimbat cele mai multe, de când nu am avut niciuna pe numele meu, gen Sofia mea. Înțeles. Deci ai de gând să rămâi cu asta? Asta o susțin, da, o susțin ceva timp, pentru că în ultimul an am mers cu mașini închiriate sau am mers cu mașini de ale prietenilor mei, pentru că am zis că dacă îmi cumpăr o mașină, nu, adică dacă vreau mașină să-mi cumpăr una gen bună și nebună. Una bună costa bani mai mulți și banii mai mulți am scos să-i bag în casă. E, și din 2023 am zis că ar fi momentul să mă mai pun și pe mine pe primul loc. Și de acolo te-am întors la muncit pentru casă. Ai loc de parcare acolo la tine? Al tău sau e dificil? Chiar am și, Doamne, ce frumos a fost azi când am ieșit cu mașina de parcare. Chiar e un sentiment foarte frumos. Să știi că la 25-26 de ani ai casa ta, mașina ta, locul tău de parcare, ai lucrulețele tale, gen. Da. Lipsește să ai și familia ta. Gen. Păi da, dar nu neapărat la vârstă. În caz că nu era evident. Da, dar nu neapărat la vârstă. Flori! Vreau și eu. Dacă mă anglești, stai că am de-al de 2 milioane, nu pot să-i dau la... N-ai, ia? Am de 2 milioane. Câte, doamnă, buchetul? Cât e? 23 de lei, 1 sau 3 la 50. Hai, dăm 3. Alege care vă place. Alege tu 3, ca să le duc. A, mulțumesc, ești drăguță. Mă mulțumesc că te găgici acasă la studiu. Ce frumos, mă. Am primit, Bogdan, dacă ar fi să locuiești într-o țară, în ce țară ai locuit? În România. Aș face-o. Să deschid. Dacă ai putea să te teleportezi, puteai să te teleporta. La Târgoviște. Păi asta zic. Nu, cred că m-aș duce, dar nu știu dacă să mă mut de tot în America. Ok. Păi mașina asta e bună pentru America. De ce? Păi acolo drumuri lungi, sau... Dacă ar fi să-ți iei altă mașină, ce mașină ți-ai fi luat? Probabil un Mercedes. Sper că asta nu a fost plăcuța mea de frână, nu? S-a auzit, nu? S-a auzit ceva. Încolo sau încolo? Încolo, probabil, că nu mai știu, Bianca. Încolo, încolo? Dar nu știu, poate așa a fost să fie, așa a fost. Cum am urcat în asta, am simțit că e... Nici n-am testat Mercedes. Da? A, deci ai simțit vibe-ul, ai simțit gata. Și... Cred că e decizia cea bună. O să văd în timp. Scrieți voi în comentarii, Mercedes sau BMW? BMW. Însă acum aș vrea să-i schimb mamei mele, pentru că i-am arătat cu ceva timp o mașină, doar că e manuală. Și aș vrea să arăt cât de mișto e, gen, să nu trebuiască să schimbi vitezele în mers. Și vreau să iau o mașină hidramată, dar nu-i spuneți. Nu, nu o să vadă. Bine, mama oricum o să se bucure și dacă îi cumpăr o felicitare și dacă îi cumpăr orice, e cea mai fericită. Mai ales că primește la copiii ei. Normal, dar nu te-am întrebat... Mama ta urmărește emisiunile noastre? Normal. Da? Că nu știu dacă le urmărește, pentru că... Dacă ne urmăriți, nu puteam. Dacă ne urmărești, mama, strică ca surpriza. Gen. Dar te salutăm în cască. Avem aici Elena accidenta, Bianca, ține-te bine. Doamna Irina, eu vă pup și vă felicit pentru acest individ pe care l-ați creat. Acest specimen uman. Cred că v-a făcut foarte mândră în ultimele zile. Ani. Ani? În ultimii ani. În ultimii ani, da, corect, adevărat. Dar în mod special în ultimele zile. În mod special, da, chiar a fost. Mai ales că, dar tu știi, nu, că când era meciul tău, când era în seara meciului, erau foarte multe comentarii, că citeam și eu pe toate live-urile pe unde intram, întreba toată lumea, dar când se bate Bogdan? Dar când se bate Bogdan? Dar când se bate? Dar s-a bătut Bogdan? Dar când urmează? Acum, cred că la toată lumea, acum am bătut până la urmă. Nu, dar faza e că înainte să începi tu, deci era un continuu doar despre tine. Te bucuri? Normal că mă bucur. Da, Vivi, hai că am ajuns și la restaurant. Mersi că ai stat cu mine să te plimbi. Aștept să plătești un otac, că eu nu mai am bani de acum. Cum trebuie să plătesc motorina, alea, e scump. Da. Da. Și e și mai scump decât la Uber, înțelegi, da? Sper că nu trebuie să... Glumește, du-te tu de aici cu glumele tale. N-aș putea niciodată să-ți iau bani. Hai să plecăm. Vă pupăm, dragilor. Vă pupăm, dragilor, o zi frumoasă și sper că vă place și vouă mașina, măcar jumate cât îmi place mie și sunteți fericiți pentru mine. Vă pup! Și vă pup, bye!